Uite unde ne-am pus în cărnă. Nu contează. Nu contează, bine. Merge? Ăla nu iese în poză. Spuneți-ne, vă rog, ce așteptări aveți de la noul primar? Aștept să aibă un management performant și să se orienteze foarte mult spre tot ceea ce înseamnă tânăra generație, pentru că atunci când facem politică, atunci când facem administrație, trebuie să pregătim lucrurile pentru tânăra generație, pentru copiii României. Și astăzi mi-am exercitat un drept cetățenesc, drept pe care invit pe toți cetățenii să și-l exercite, și am votat ca să dau o șansă, în primul rând, tinerei generații să participe la deciziile care îi privesc. Cum vedeți Cluj-Napoca peste 4 ani? Sper să-l văd mult mai aerisit din punct de vedere al tuturor problemelor care au fost ridicate deja în campanie. Trafic, parkinguri, auto, de asemenea parcuri și, de ce nu, să discutăm peste 4 ani de zile despre o administrație mult, mult mai apropiată de cetățean. Ați discutat cu Octavian Buzeanu, l-ați încurajat? Desigur. În privința legii antifumat? În privința legii antifumat, mai este oare ceva de spus atâta timp cât Organizația Mondială a Sănătății a premiat România anul acesta cu 2 premii pentru o lege care arată că politicile publice de sănătate trebuie să fie pe agenda publică prioritară. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu!